Balada chiriașului grăbit. Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă pereții. Eu sunt chiriaș, trecător. În scurtul popas al vieții vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansardă o lună. De acolo de sus, de la geam, și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, madame. Când luna-mi venea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panorama. Mai sus, într-o cameră mică, făceau împreună menaj un moș, un actor și o pisică. Iar dincolo jos, la etaj, o damă cu vizite multe și alături de ea un burlac, un domn serios, de la culte, cu cioc și cu ghete de lac. De acolo, pe o vreme ploioasă, mi-am pus geamantanul în tramvai și abia am ajuns până acasă, pe berzi, la Conu Mihai. Țin minte și acum grădina, ferestrele unse cu var, în față stacoana Irina și în curte un fost arhivar. Vedeai răsărind la olaltă un colț luminos de ietac, pridvorul cu iedera înaltă și flori zâmbitoare în cerdac. Pe atunci, înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de mirespe cerdac. Și avea arhivarul o fată. Stam ceasuri întregi sub umbrarul de flori, așteptând neclintit, că avea obicei arhivarul să sfore noaptea cumplit. Târziu, când se da la o parte perdeaua, părea că visez. Și iar am plecat mai departe de teamă să nu mă fixez. Străine priveliști fugare, voi nu știți că în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Și-am stat la un unghi, pe romană, ți-o minte, dar unde n-am stat? La domnul Manuc, o persoană cu nasul puțin coroiat, la doamna Marie, pe regală, oh, cum mă ruga să nu plec. Mi-a scris chiar și o carte poștală. Pe strada Unirii, la Șbec, pe Grand, lângă birtul lui Zbierea, pe Viting, pe Tei, la Confort. M-a dus pretutindeni puterea aceluiași tainic resort. Ca așa mi-e viața, o goană, și astfel durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.